s-a încercat trecerea la un regim de republică prezidențială, exact, ceea ce Constituția nu a stabilit. Va semna decretul președintele sau îi va lăsa șansa Laurei Codruța Kvesi și să plece? Ambele variante, este clar că decizia Curții Constituționale va produce efecte, fie în mod concret prin realizarea obligației constituționale stabilite de curte de către președinte, fie nu va mai fi nevoie, este o chestiune care se poate tranșa maxim pe parcursul săptămânii viitoare. Este adevărat, Constituția nu vine să spună ce înseamnă termen rezonabil, dar știm cu toții că hotărârea este general obligatorie de la momentul publicării. Deci ne aflăm într-o situație de obligativitate. E o decizie care repune ordinea constituțională la locul ei. În acești 10 ani, statul paralel a reușit să acrediteze public ideea, pentru că dacă veți verifica, foarte mulți cred că procurorii sunt cei care înfăptuie justiția. Sigur. Problema este cum demontezi în momentul de față acest eșafodaș construit. Împotriva acestui tip de radicalizare trebuie să luptăm și nu numai noi juriștii.